FCM Dorohoi a spart gheața în Liga a doua și a obținut prima victorie pe teren propriu cu scorul 3-2 împotriva celor de la FC Farul Constanța. Jucătorii echipei din cel de-al doilea municipiu al județului și-au asigurat confortul celor 3 puncte încă din prima repriză a partidei. Primul care a ridicat tribunele în picioare a fost Ciprian Orășanu, care a deschis scorul în minutul 32. La scurt timp, Edisandu primește o pasă bună de la Grumezescu și ridică avantajul la 2-0. Spre finalul primului mitan, adică cu 4 minute înainte de expirarea timpului regulamentar, dorohoienii marchează din nou prin același Grumezescu și intră la vestiare cu 3-0 pe tabela de marcaj. În repriza secundă, constanțenii au intrat mai hotărâți pe teren, iar dorohoienii au contraatacat periculos, dar fără prea multe șanse. În minutul 56, șansa le-a surâs din nou elevilor lui Colban, însă Sandu a adus dezamăgire după ce a ratat o lovitură de pedeapsă și a trimis balonul în bară. Ocaziile s-au răzbunat și Farul a redus diferența în minutul 77 prin Ciobanu, după o centrare din lateral. Meciul s-a încheiat foarte tensionat după ce în minutul 94 un fundaș de la FCM Dorohoi a făcut hands în careu, penaltiul fiind executat fără probleme de capitanul constanțenilor Neagoe. Finanțatorul FCM Dorohoi, Victor Mihalachi, s-a declarat mulțumit de cum a jucat echipa și a reamintit că pentru a construi trebuie încredere și răbdare. Noi am jucat foarte bine astăzi, eu sunt mulțumit, așa cum am declarat și în spate, că ușor să vadă construcția noastră care o să o facem. Restul, mulțumesc la toată lumea care a făcut efortul, antrenorului, jucătorilor, nu vreau să remarc pe cineva anume. Întreba dacă a avut emoții la meci. Emoții am toată viața, de când m-am născut până acum, în toate domeniile. Pentru că fără emoții, nu pot așa să trec prin viață, eu cel puțin. Am avut emoții pentru că echipa care am construit-o, echipa care băgăm bani, echipa care mănâncă acești sportivi tot de aici și e normal să vrei și să câștigi. În tribune, pe lângă cei aproximativ 400 de spectatori, au fost prezenți și Victor Mihalachi, finanțatorul echipei FCM Dorohoi, și Dorin Alexandrescu, primarul municipiului Dorohoi.